Cazul surorii dispărute a zguduit întreaga familie. De 13 ani cu toții așteaptă o veste din partea ei, însă pare că se lovesc doar de uși închise. Tot ce știu este că pe când avea 17 ani, femeia și-a dăruit inima unui bărbat de 33 de ani, pe care apoi l-a urmat orbește. Întreaga poveste o aflăm de la doamna Vasilica, mama dispărutei, și Ioan, fratele femeii, care sunt în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună seara, doamnă! Bună seara, doamna Mirela! Bună seara tuturor! Doamnă, câți copii aveți? Am 4 copii, doamna Mirela. Să vă trăiască! Și această fată era cea mai mare sau cea mai mică? Sau? Cea mai mică dintre frați, doamna Mirela. Câți ani avea? 31. Nu, câți ani avea ea când s-a cunoscut cu acest băiat? Pe 17 ani abia. Și ce s-a întâmplat? Povestiți-ne cum a început toată povestea. Păi, doamna Mirela, aici la noi, în fața căsii, s-a făcut un pod mare. Și el lucra pe un tir mare. No. Și dacă el a lucrat aici la capul pod, la pod aici la noi, s-a cunoscut atunci, în el, momentul ăla. El câți ani avea acest bărbat? Păi... aproape 40 de ani. Da. Și din ce am înțeles, avea acasă și copii și nevastă, sau? Da, da. Și noi n-am știut că s-a cunoscut cu fata mea. Noi habar n-am avut că s-a cunoscut cu ea. Păi, azi așa, mâine așa, noi n-am știut nici cu capul nimica. Că el vrea să ia pe Vasilica să fugă cu ea, să nu mai știm noi de ea nimica. Și s-a cunoscut, a plecat, a plecat la Sibiu, acolo. Dumneavoastră, de unde sunteți deloc? Unde locuia fata? În ce localitate? Aici, la noi. În Răușor. În Răușor. Județul Brașov? Da, județul Brașov. Bun. Așa, și ce a făcut fata dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Și au fugit amândoi, noi ne-am trezit că ne-am pus jos să dormim și în dimineața aia n-am găsit pe Vasilica nicăierea. Am căutat peste tot locul să dăm de ea. Unde Vasilica, unde Vasilica, unde Vasilica? Peste două, au durat încă două zile. Vine nevastă sa și o zis, zice, nu mai căutați, stați liniștit. Că zice, fata voastră, zice, o fugit cu lică. Cu bărbatul meu. Cum a venit nevasta omului și a zis, nu vă mai căutați fata că a fugit cu soțul meu? Da, da. Și adică soțul, stați liniștiți, nu? Soțul, câți copii avea acasă? Trei copii avea. Incredibil. Și era din aceeași localitate sau... Nu știu, lucra acolo la un pod, în construcții. El lucra aici în sat, la noi. Am înțeles. El stătea în Voila, comuna Voila. Am înțeles. Dar dumneavoastră îl cunoșteați pe acest bărbat? Îl cunoșteam că lucra aici, la noi, la pod. Și lucra. Tatăl fetei, am înțeles că era coleg cu el de muncă? Sau taică-meu făcea pază pe timp de noapte. Aici, păza materialele acolo. Bun, hai să mergem mai departe. Când ați aflat că a fugit, ce ați făcut? Am căutat-o, doamna Mirela, am căutat peste tot locul și a venit nevastă sa și a zis, nu mai căutați, că zice Lica, zice, o luat pe Vasilica și a plecat. Păi unde a plecat? Zice, nu știu. Și după aia am aflat noi, dar cine ne-a spus oare că unde? Tot ei au sunat. Nouă, zice, nu mai căutați, zice că noi suntem, zice, la Sibiu. Acolo, zice, am închiriat o casă și stăm acolo. No. Și după am tot ținut legătura cu ei și după aia o tot venit și ei pe la noi. Și dacă au venit pe la noi azi așa, mâine așa, au rămas însărcinată. Au rămas aici și la noi. Au rămas aici, că s-au întors de la Sibiu și au rămas aici. Și au născut aici la noi, la Păgăraș. Eu singura copilă știu că o avut cu el. De atunci, doamna Mirela, nu mai știm, n-am nimica de ea. Unde s-a dus? În ce comună e? Asta când s-a întâmplat? Acum câți ani a născut ea la dumneavoastră acasă? Atunci, după ce o plecat păi cu da, dar el... nu știm. Cam câți ani au trecut de atunci? Deci nu are cum să fie mai mult de 13 ani. 8,
14-15 ani. Da, cam așa. Deci dumneavoastră spuneți că nu mai știți nimic de fata dumneavoastră de 15 ani? Da. Da. Adică fata avea 17 ani când a plecat de acasă și acum ar trebui să aibă vreo 31-32? Da. Da. Dar da. Nu știți, a divorțat între timp acel bărbat de soția lui? Nu știm nimic, că păi el nu era legitim cu... A, era în concubinaj, cu... da, înțeles. Da. Și nu știți acum dacă mai au și alți copii, nu știți nimic? Noi ce știm atunci cât o stat, după ce o fugit cu ea, un an de zile o fost pe aici, o locuit aici, atunci o rămas însărcinat, o născut o fată. Păi bun, avea și după aia de 15 ani, cine știe câți copii poate să mai aibă? Încă nu știți nimic, nu? Nu știm. Dar ați mers la poliție să o dați dispărută, la modul că sunteți familia ei și nu mai știți nimic de fata dumneavoastră și să vi se dea vreo informație. O mers taică, mi-o dat-o la poliție și la noi aici în comună și în Făgăraș. La un moment dat o zis că o găsit-o și că nu vrea să colaboreze cu noi, nu vrea să ne dea, să le dea detalii unde e, adică să ne zică nouă unde e și... Doamna, dar voi Mirela, ce fel de relație ați avut cu această fată? De a fugit și de a mâncat pământul și nu mai vrea să audă de familia ei? Era, ce relație? Era miezul familiei, era fata lui tata. Da, dar ceva s-a întâmplat totuși de s-a rupt legătura așa dintr-o dată și a preferat să fugă cu acel domn fără ca dumneavoastră cel puțin să simțiți, să știți ceva, mai ales că tata lucra acolo. Deci ceva s-a întâmplat și după ce când au revenit ei în anul acela. Din cauza lui bărbatul său ăla, că taică-mea și maică-mea nu au fost de acord, niciun n-am fost de acord să fie cu el. Hai să facem da, așa, cum o cheamă pe fată? Când o pleca de aici, Babonia Vasilica Lucreția o chema și acum nu știu, ori s-o fi căsătorit. Dar hai să-i, uite, vă rog, pe dumneavoastră, doamnă, că sunteți mama ei, transmiteți-i un mesaj fetii, că poate vă aude, dacă e în România, cu siguranță vă aude. Dacă nu se uită la televizor, o sună un vecin, o sună o rudă și spune, vezi că vorbește maică-ta de tine la televizor, te caută, e la acces direct. Deci cumva ea tot află. Vă rog, transmiteți-i un mesaj, Vasilică, fiicei dumneavoastră, cum îi spuneați când era mică, cum o alintați? Vasilica. Vorbiți ca și cum ar fi în fața dumneavoastră. Ce vreți să-i transmiteți? Vasilica, să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție și la copilașii tăi, dacă ai mai mulți copii să trăiască, să fii sănătoasă și să ne spui și noi unde e, să mai vorbim și noi la telefon. Că tata tu a zis că moare și nu mai te vede deloc. No. Tu ce-i transmiți, Ioan? Da. Ce să-i transmit? Soră, vreau să te văd. Să vie oricând acasă să vedem. Sunt convinsă că nu-i va reproșa, pentru că din moment ce dumnealor au ales să vină și să o caute, clar au învățat din lecția pe care au avut-o și nu o să-i reproșeze.
Dar apropo de poliție, ziceați că acum câțiva ani poliția ar fi găsit-o și ar fi spus că fata nu vrea să ia legătura. Credeți că e adevărat sau așa a zis polițistul? Adică nu credeți că e adevărat? Nu știm, nimic dacă e adevărat sau nu e adevărat. Nu știm, o căutat-o, nu știm. Eu o rog pe Vasilica, dacă ne aude, o rog din tot sufletul să ne sune. Ea sau soțul ei, noi avem un numărul de telefon și pe Facebook și pe WhatsApp. Îl mai dăm, iată, și acum dacă e nevoie pe ecran. O rugăm să ne trimită un mesaj, că o sunăm noi. Important este să-i spună acestei familii ceva, măcar să știe familia ei că e vie, că e în siguranță, că nu i s-a întâmplat ceva rău, că nu e sechestrată, că nu e traficată, că nu e exploatată, că avem atâtea și atâtea cazuri și oamenii ăștia se gândesc la cei mai rău. Ar vrea să știe măcar dacă fata lor e bine în viață și să audă de la fata lor dacă mai vrea aceasta să aibă o relație cu familia ei sau nu. Că altfel când aude de la copilul lui ceea ce îi spune copilul. O rugăm din suflet, Vasilica, tu sau soțul tău, intrați în legătură directă cu noi și spuneți-ne, vă rog, spuneți-le ceva acestor oameni care mor mâine, Doamne ferește, și știu că nu și-au mai văzut copilul și nici nepoții. N-am văzut, doamna Mirela, nici nepoții, nu cunosc nepoții, numai pe fetița ce-a născut aici, era micuță, micuță, micuță de tot, încă nu era ieșită din 6 săptămâni. Eu nu știu dacă mai are alții copii sau nu are, că eu cu o singură fetiță, eu știu pe ea că a plecat de aici, de la noi.